Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Ei, ia să vedem noi, ordine și disciplină în piață, toată lumea. Iată un cetățean. Da, cocoșel, spune ce vrei, repede, repede, că sunt nervos. Ce, mă? Ia stai, așa, ce crezi tu, mă, că zice acolo? Ce faci, mă? Bă, vii cu karate de-astea amenințător spre mine, mă ataci pe mine? Stai pe loc, că știu și eu karate! Judo, sandokan, karate kid! Cine te-a trimis, mă? Zi repede. Timp? Am timp, mă, stai liniștit că nu-mi ții tu mie socoteala, băi! Eu nu ți-am zis ție, bă, decât să nu mai dai din mâinile alea agresiv în fața mea, că mă enervezi, da? Ia mâinile la vedere! De ce nu zici, mă, nimic? Zi, ce ai, ești prea bun să vorbești cu mine? Ce, bă, că eu am făcut doar liceu și tu te pomenești că ai vreo facultate de-asta? Trădători sunteți, bă, trădători! Faceți acelea facultăți pe banii noștri și după aia plecați în străinătățuri, bă? Credeți că nu vă știu eu pe voi? De ce tași, mă, atât de agresiv? Cetățene, te somesc să articulezi ceva în mod civilizat. Zi ceva chiar acum sau ai dat de dracu. Zi! Zi! A, așa vrei să ne jucăm, deci îmi faci semne de-astea obscene pe la... Bă, amendă pentru ultraj, fii atent. Cetățeanul frumos și liber a agresat organul. 200 de lei. Cetățeanul frumos și liber să plătească amendă acum. Actele la control. Acte, dă-mi actele la control, băi, vorbărețule, că eu n-am timp să stau după tine, da? Te pun eu să ciripești imediat, de zici că ești Mirabela Dauer. 200 de lei amendă pentru agresarea organului, evident. Hai, mă, ai mai pregătit actele alea sau te pomenești că refuz să-mi prezinți actele? A, deci refuz să-mi prezinți actele, da? Că ești prea bun să-mi prezinți actele. Că pun pariu că ai acte false de la Soros ăla care te-a trimis să agresezi verbal organul. Încă 200 de lei amendă. Cetățeanul refuză să se legitimeze. Na! A, deci de-astea nu te potolești cu caratele, a? Cu semnele tale obscene. Acu m-a înjurat de mamă. Mama e o doamnă, băi, huliganule, bă, ca Viorica Dăncilă. Merg la același coafor, mă înjur de mamă, mă înjur de prim-ministru. Încă 200 de lei amendă te-am notat. Ia să vedem, mă, cum mai ești din asta cu soroșala al tău? Nu ți-ar fi, mă, rușine de golan și de agitator plătit de agenturile secrete? A? Aha. Ia uite-l pe ăsta, ce vocal, cât de gălăgios ești, mă, din mâini. Ce, mă, cu gimnastica asta? Și ce țipe așa la mine, mă, din mâinile alea? Ridici tonul la organ? Ia că m-ai enervat, îți dau încă 200 de lei. Ba, amendă pentru că mergeai cu mașina fără centură și vorbim la telefon, da? Ce dacă acu ești pe jos? Odată și odată tot o să mergi. Ce crezi că nu știu eu cum sunteți golanii ăștia, mă? Mergeți repede cu mașina că vă plătește Soros benzina, știu eu. Și dacă mai comentezi la mine, îți mai dau 200 de lei amendă. Asta vrei? E, poftim, îți mai dau. Amendă, mă? Amendă pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Ce dacă ești singur? Nu contează, bă. Las-mă că și vă știu eu pe ăștia, bă, că umblați numai în haite. După aia, fii atent aici. 200 de lei amendă pentru că refuz să vorbești. Corect? Corect. 200 de lei amendă pentru că dai de mâini gălăgios. 200 de lei amendă pentru că te-ai apropiat prea mult de mine. 200 de lei amendă pentru că mai devreme te-am auzit strigând lozinci. 200 de lei amendă pentru că te bănuiesc că ai tras în populație la revoluție. 200 de lei amendă pentru că n-ai votat cu PSD-ul. 200 de lei amendă pentru că ai devalizat CFR-ul, mă. 200 de lei amendă pentru că nu-mi place moaca ta. Și nu în ultimul rând, 200 de lei amendă pentru că n-ai plătit niciuna din amenzile de 200 de lei pe care ți le-am dat pracu? Ai ceva de comentat? Aha! Și 200 de lei amendă pentru că n-ai nimic de comentat. Norocul tău e că sunt băiat bun, bă, civilizat, cult, că altfel erai la pârnaia cu, băi, golanule! Oh, ce m-am enervat, auzi, acum să văd câte amenzi am dat lui ăsta, că i-am dat, ia uite, 2, 4, 6. Aolo, stai că nu ies. Deci avem 4 și cu 4. Dacă împar la 2, a, nu, ca să-mi iasă 3, să mulțesc cu 2, ce? Nu știu eu cum să fac aici, dar... Auzi, mai bine îi mai dau încă 200 de lei amendă, că nu și-a calculat singura amenzile, și rotunjim totul frumos la 10.000 de lei, să ne facem și norma. Păi nu, îi trimit amenda prin poștă. Aolo, nu i-am luat adresa.
Ai dracu, mă, ai dracu, au ajuns să vorbească prin semne, mă, să nu ne dăm seama ce zic, vedeți? Cât de inventivi sunt nenorociții. Noroc, avem școală, bă, noi jandarmii, altfel s-ar fi ales praful de ordine și disciplina din țara asta. Ia că mă duc eu după el, mă, ce mă face el pe mine? Băi, animalule, vino, bă, în coasă, bă, ce pula ne-ți dau dacă te prind? Băi! Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.